trupa Phaser, Carina, Radu, Luci, Sebi și Arni, la Reșița alături de voi să ofere muzica lor din tot sufletul pentru noi. Mulțumim! Prietenii noștri de la Radio Reșița, cu care să dăruim
muzică pentru viață și bineînțeles alături de voi, pentru că sunteți aici și noi de pe scenă ne hrănim cu energia voastră faină, pe care ne transmiteți așa în valuri, ca să fac și o referire la piesa care urmează. Și să știți că, pentru că este așa un pic mai friguț, cred că ar fi fain să venim un pic mai aproape unii de ceilalți. Haideți puțin mai aproape de noi. Clăpăței.
Despre asta este vorba, muzica și arta în general, cred că are puterea de a oferi zâmbete și până la urmă de a exprima orice fel de emoție, dar sperăm să aducem măcar așa un mic zâmbet și o mică bucurie copilașilor care din păcate se luptă cu o boală nu foarte plăcută, de fapt deloc plăcută. Și atât. De fapt, nu atât putem să oferim noi. E din suflet, pentru că atunci când scriem o piesă, noi ne punem sufletul în versurile alea și sperăm că se transmită și la voi. Și vă mulțumim pentru energia pe care voi ne transmiteți atunci când suntem aici. Să-ți scriu, să-ți spun, am risipit prea multe piese ce s-au transformat în fapt. Ce crește rând, credeam că timpul stă în loc. Am alergat după iluzii și am uitat de tot. Îți amintești de când am spus că va fi bine, dar uneori timpul schimbă visele ruine. În timpul că speram să-i coadă și neamăgim, am pus atingem fericirea, dar nu știm. Spune-mi unde ești acum, spune-mi unde ești. We'll be right back.
Mulțumim, mulțumim! Se mai întâmplă și din astea, atunci când totul este în direct. Stați cu palmele! Așa, haideți să punem sângele în mișcare. Am știut de la început, am știut tot ce caut, tot ce am de făcut. Am știut de la început, am știut să privesc înainte, nu mă tem de trecut. Către voi, de la voi către noi, clar că altfel nu ar funcționa. E nebunie aici în cortul de sunet. Este party mare. Și îmi spuneam la ora puțin mai devreme.